Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Să învățăm cum până pe un picior, stând pe omoplați și stând pe cap cu sprijin pentru băieți. Tema se adresează clasei a cincea. Competența generală numărul 2. Utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2.4. Executarea unor procedee tehnice în structuri motrice simple, specifice disciplinelor sportive studiate. Gimnastica în școală. Este necesară asigurarea tuturor condițiilor pentru evitarea accidentelor. Planificarea lecțiilor cu teme din gimnastică va fi realizată în sezonul rece, când lecțiile se desfășoară în sala de sport. Locul în lecția de educație fizică poate fi, după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau dezvoltarea calităților motrice de bază, respectiv viteză sau îndemânare, capacități coordinative, sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ, sunt necesare. Saltele de gimnastică, capră pentru sărituri, ladă de gimnastică și trambulină dură. Gimnastica în școală cuprinde gimnastica acrobatică și săriturile la aparate. În cadrul gimnasticii acrobatice distingem elemente statice, elemente dinamice și variante de legare a elementelor acrobatice însușite. Proba de evaluare constă în execuția unui exercițiu la sol, liber ales, cuprinzând numărul de elemente acrobatice impuse, prevăzut în sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Elementele acrobatice impuse se stabilesc de către cadrul didactic la începutul etapei de abordare a gimnasticii și vor fi comunicate elevilor. Criterii de evaluare. Existența în exercițiu liber ales a numărului de elemente impuse, prevăzut de sistemul de evaluare pentru fiecare clasă. Pondere, 50% din nota finală. Corectitudinea execuției fiecărui element, pondere 25% din nota finală. Cursivitatea și expresivitatea execuției, pondere 25% din nota finală. În clasa 5-a, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor procedee tehnice de prinderi specifice gimnasticii, elemente statice, cuprinde cumpăna pe un genunchi, cumpăna pe un picior, semisfoara, podul de jos, Stând pe omoplați, sfoara pentru fete și stând pe cap cu sprijin pentru băieți. Cumpăna pe un picior. Poziția capului în extensie, privirea înainte. Spatele a plecat spre înainte, musculatura este încordată. Brațele pe lângă corp, întinse înainte sau lateral, poziționate simetric sau asimetric. Piciorul liber este bine întins, talpa este în extensie, piciorul de sprijin este întins, inițial va fi cel de mare siguranță, apoi, pentru dezvoltarea ambidextriei, se va folosi și celălalt picior. Indicații metodice. Dezvoltarea mobilității, exerciții care vizează mobilitatea coloanei vertebrale și articulației coxofemurale. Dezvoltarea capacităților coordinative, exerciții care vizează dezvoltarea echilibrului. Dezvoltarea forței, exerciții care vizează dezvoltarea forței segmentare la nivelul picioarelor, gâtului și spatelui. Exerciții. Mers cu extensia repetată a trunchiului, ridicând un picior înapoi, cumpănă cu sprijinirea palmelor pe un obiect, aparat, scară fixă, cu partener față în față. Cum până pe un picior ajutat din lateral de un partener. Greșeli frecvente. Poziția capului nu este în extensie, bărbia și privirea sunt orientate în jos, corpul nu este aplecat suficient și se dezechilibrează, genunchiul piciorului de sprijin este îndoit, Piciorul liber care execută mișcarea spre înapoi nu este întins și talpa în extensie. Stând pe omoplați. Execuția corectă depinde de mobilitatea coloanei vertebrale, forța musculaturii abdominale și a spatelui, echilibru. Poziția de plecare: culcat dorsal. Genunchii se aduc spre piept. Corpul se îndreaptă prin ridicarea picioarelor întinse la verticală. Brațele se îndoie din coate și sprijină corpul cu mâinile la nivelul bazinului. Picioarele sunt întinse la verticală. Călcâiele, șezuta și umerii sunt pe aceeași linie. Indicații metodice dezvoltarea mobilității, exerciții care vizează mobilitatea coloanei vertebrale cervicale, dezvoltarea capacităților coordinative, exerciții care vizează dezvoltarea echilibrului, dezvoltarea forței, exerciții care vizează dezvoltarea forței, segmentare în special la abdomen și spate. Greșeli frecvente, ridicarea insuficientă a corpului pe umeri, ducerea picioarelor peste cap, Picioarele rămân îndoite, sprijinul mâinilor este greșit, corpul nu ajunge în poziția verticală, la revenire, picioarele se trântesc. Sunt pe cap cu sprijin pentru băieți. Execuția corectă depinde de mobilitatea coloanei vertebrale, forța musculaturii gâtului, abdomenului și spatelui. Echilibru. Poziția de plecare: ghemuit cu palmele și creștetul capului pe sol, acestea formând un triunghi de susținere optim. Genunchii se aduc spre piept. Corpul se îndreaptă prin ridicarea picioarelor. Brațele se îndoaie din coate, păstrând contactul cu salteaua prin intermediul palmelor. Picioarele sunt întinse la verticală călcâiele șezuta și umerii sunt pe aceeași linie. Indicații metodice Dezvoltarea capacităților coordinative, exerciții care vizează dezvoltarea echilibrului. Dezvoltarea forței, exerciții care vizează dezvoltarea forței segmentare, în special la gât, abdomen și spate. Greșeli frecvente. Nu se formează triunghiul de susținere în mod corespunzător. Ridică picioarele cu un balans prea mare sau prea mic. Gâtul nu se încordează suficient, permițând rostogolirea corpului. La revenire, picioarele sunt coborâte necontrolat. Materiale filmate au fost realizate la Liceul cu Program Sportiv Nicolae Rotaru Constanța. Mulțumire elevilor îndrumați de profesor Magdalena Martinescu. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.